Și aici, uite, formăm crețurile, măsurăm 12 cm și dăm din centimetru în centimetru. Uite. Să vedeți ce frumos este, o să vă placă și dumneavoastră. E puțin mai greu când vă apucați de lucru, chiar dacă nu vă iese din prima, să perseverați, să nu vă descurajați. Și aici din 2 în 2, că unde am dat dintr-unul într-unul, formăm crețurile, aici dăm peste muche. Vă arăt eu cum, ce înseamnă așa. Uite, și aici iar la fel, vă arăt imediat. Mai mă suportați puțin și o să iese o pincă. Că așa e meserie, astea se lucrează manual, n-au telecomandă, nici o pincile când le legi. Și așa sunt meseriile. Uite, așa, astea sunt originile noastre. Mulți au uitat de unde au plecat, alții nu mai recunosc, că s-au văzut mari domni și uită de unde au plecat. Dar toți de aici au plecat, să știți, de la țară și de la o pincă. Așa. Avem un ciocan și punem un lemn care să fie din material mai tare, ca să putem da găurile. Să nu puneți pe metal, că se strică unealta aceasta, preduceaua. Și uite, punem așa pe dublu, ia uitați, ai dat aici, ia uite, să vedeți ce frumos este, că v-am spus, eu lucrez repede. Ia uite, și aici, aici am dat pe dublu, că noi o unim, o asamblăm acolo. Și acum pornim de aici, uite, nu ne ducem la jumate să dăm, o luăm de la un capăt, că așa se începe, orice lucru. Încep de la un capăt și duci până-l termin. Ia uite. Ia uite. Asta e meseria, n-ai ce să-i faci. N-ai cum să treci de anumite faze sau etape, că nu-ți iese. Nu poți să zici, dom'le, sunt 10 găuri de dat și dai numai 5. Că vreau eu să sar peste ele să termin mai repede. Poți să termin mai repede, lucrăm mai repede și... Ca să lucrezi mai repede, nu numai la confecționatul opincilor, îți trebuie experiență. Și acea experiență nu se primește nici cadou, nici nu se cumpără. Se însușește lucrând. Deci, ca să știți. Cine v-a învățat pe dumneavoastră prima dată? Tata sau bunica? Păi nu m-a învățat, m-am uitat. Că meseria, furat, cum se zice. Așa se zice că se fură, dar ești atent la ce face și dacă ai noțiuni și dorință și ambiție, reușești. Dacă nu ai, n-ai făcut nimic. La noi la țară, se mai duceau la școală, că trebuia să ducă. Că mi-am amintit într-o zi proverbul că l-a trecut clasa pe ouă. Nu știați, nu? E, vă spun că am auzit și mi-am amintit. Știți de ce? Că țăranul nu era bogat, domne. Se ducea și el cu niște ouă și îi dădea la învățătură să-i treacă copilul clasa. Și de-aia mi-am amintit, bă, ce frumoasă zicală și cât adevăr e în ea. Da. Da. De sărăcia lui sau bogăția erau ouăle alea și strângea și ducea și el la învățătoare să-i treacă copilul. Și așa se ducea, când îl vedea că e mai slab pregătit sau mai nepriceput, cea bă, ăsta a trecut clasa pe ouă.